am activat la Societatea pe Acțiuni Prometeute, PTCA în 33, administrator era domnul Tudor Slănina. Am activat deodată un an de zile ca sudor, pe urmă m-am transferat tot în Bărladeș și am fost ca paznic, de bază era. Pe urmă eram responsabil de apă și canalizare, responsabil pe sala de cazane pe gaz și cazane pe aburi, unde am fost trimis de câte domni și am terminat cursurile speciale de dânși, am terminat cursurile care pe viitor au fost distribuite cazanele. Pentru toate, și lucram, eram renumerat. Nu spun că nu era achitat, era achitat salariul foarte, foarte bun. Când ziceți foarte, foarte bun? Pe timpurile șelea, când am angajat, era de 4.000, în 2003, de 4.000. Și eram foarte satisfăcut. Dacă și cu parcursul, creștești salariul, creștești responsabilitatea și salariul. Pantelimon Moisei afirmă că în borderoul de salarii semna pentru o leafă lunară de 4.000 de lei, chiar din primii ani de angajare. Dar când a venit vremea să se pensioneze, a aflat că salariul său din acea perioadă era de 8 ori mai mic. Dovada de 4.000 de lei de la domnii. Deci v-ați pensionat în anul? 2016. Așa. Având un salariu... Da. În care viviam? Salariul lunar, de funcție, 4.000. Da. Dar când m-am pensionat, mi s-a stabilit o pensie de 1.190 lei. Când ați văzut această sumă? Iată, suma de la CNAS. Și când ați văzut-o, ați văzut că ce? Că e eroare? Când m-am văzut, mi se pare că zic, păi, cred că așa e la toți să dea așa pensie. Atunci așa se dădeau la toți. Era salariul bun, era ăsta și când am început, zic că stați o leacă, bre, eu așa vând așa salariu mare și așa pensie mică. Și am fost la CNAS și zic, fetelor, ce se întâmplă? Deci, că, domnule, noi calculăm pensia după datele la care ne prezintă organizația unde lucrați. Angajatorul. Și mi s-a eliberat un extras din contul meu personal. Așa. Unii când mi l-au prezentat și mi l-au citit, pentru că sunt foarte multe cifre, mă eram scat jos. În primul rând, salariul era de 500 de lei indicat. Fostul salariat susține că a încercat să soluționeze problema pe cale amiabilă. S-a adresat cu un demers către conducerea companiei, prin care a cerut să îi se prezinte borderoul salarial pe care semna pentru leafa primită lună de lună. Dar zice că a fost refuzat pentru că ar conține date cu caracter personal ale altor angajați. M-am gândit eu la dânsul și zic, ia să depună cererii chemare în judecată. Am văzut cererii chemare în judecată, evocând că privind refuzul părătului de a elibera careva copie de la borderoul de salariu, perioada activității, în 2003-2018. A fost o ședință de judecată, unde a fost un fel de ședință că cu... La judecătorie? Nu, centru. Centru, acolo se examinează probleme date. Așa. Prima judecată a fost de a soluționa întrebările amiabil. În timpul lent la judecată, domnul, nu s-a prezentat, a venit avocatul. Și vorbim cu avocatul. Și cererea mea a fost respinsă. Cu dreptul de a fi atacat la Curtea de Apel. Am atacat la Curtea de Apel. Unde la Curtea de Apel a fost acceptată cererea mea și transmisă înapoi la judecătorie centru. Și din nou cererea aia a fost respinsă, dar cu drept de atac la Curtea de Apel Chișinău. Așa 4 ani de zile. Am depus o cerere către judecătoria centru, rog frumos, să fie reexaminat dosarul meu în timp de urgență, așa cum prevede legea, este cum prevede legea. Că dosarele care se supun codului de procedură civilă trebuie să fie examinate de urgență și în timp foarte scurt. Și acum dosarul meu se află la Curtea Supremă de Justiție. Uh-huh. Am depus un recurs. Cam de cât timp se află la Curtea Supremă? Deja de 2 luni de zile. Uh-huh. Am achitat toate impozitele care se cere. Toate am achitat, am dus chitanța, tot cum trebuie și am spus că nu mai trebuie nimic. Tot normal. A trecut deja aproape 2 luni de zile. Am sunat la cancelare fetelor și s-au de cu dosarul meu, am numit numărul la dosar. Deci așa dosar este.
dar el e în perioadă de așteptare. N-a revenit niciun judecător? Nu, niciun judecător să-l ia de așteptare. Zic, dar cât poți să aștepte în total perioada de așteptare? Zic, nu, pur și simplu, dacă era dosarul dumneavoastră, cum e clasat el, undeva 5-6 ani. Zic, vă mulțumesc frumos când s-a mi-ați dat eu încă 5-6 ani de viață. Și-a și problema. Pensionarul speră ca decizia Curții Supreme să-l prindă în viață. Nu doresc nimic, nici de la CNAS, doresc de la Prometeu Asă, la domnul Slănină Tudor, să achite diferența și ea, care nu a fost achitată corect, mie, nu corect, dar legal, mie, că orele sunt incluse, și dovedite și de dânsii, că am lucrat atâtea ori, să fie transmis la CNAS. Dar CNAS-ul să facă recalcularea pensiei. Și gata, nu-mi doresc nimic. Nu doresc război, nu doresc pace, eu doresc pace și doresc că să fie recalcularea pensiei. Chiar și după ce a ieșit la pensie, bărbatul continuă să muncească tot în serviciul de pază, doar că la o altă întreprindere. Activez și activez și la moment, pentru că cu pensia asta care mi-a stabilit el, pensia să fie stabilită, să fost fi stabilită deodată normal, era pensie mai mare la mine, dar sunt nevoit să lucrez la moment. Dar ați încercat să înțelegeți cam cât era să fie pensia, dacă era stabilită, dacă se lua ca salariu de bază acele 4.000 de lei? 4.000 de lei și scoateți 500 de lei, de 4-3 ori mai mult trebuie să fie. De exemplu, 1.000 trebuie să fie undeva în jur la 3.000 de lei. Tot el ne-a pus în legătură cu altă fostă angajată a companiei unde a muncit și el, care ne-a spus că a ieșit cu o pensie de circa 800 de lei, deși ridica salarii în cele mai bune perioade de circa 5-6 mii de lei. Eu am lucrat la sezon, știți cum? Așa. Eu lucram 4 luni și pe urmă eram din cont propriu sau 5 luni și eram din cont propriu. Și eu să vă spun sincer, nici nu știu cum mi-a pus mie pensia. Da, mi-a pensia mică, nu-s mulțumită, dar știți, cred că s-au împărțit lunile cele care le-am lucrat, s-au împărțit, așa mă gândesc. Și de atâta nici n-are... Eu am lucrat 20 de ani, 20 ceva, dar s-au luat, cred că numai lunile cele care am transferat banii, care mi-au făcut transfer. Am luat legătura și cu administratorul companiei, Tudor Slănină. Acesta ne-a dezvăluit, printre altele, că a deținut funcția de ministru al comerțului în primele guverne de după independență. Inițial ne-a spus că nu înțelege despre ce fost angajat vorbim. Cu toate acestea, a negat că ar fi existat diferențe între salariile achitate și cele raportate către stat. Ei au cartele de muncă și scris în ceea ce au primit în bordurourile de plată. Cum asta se ducă la... Acolo au arătat că nu au salarii, că au primit tipurile salarii mici, dar în bordurouri au primit salarii. Cum s-au semnat în bordurou, așa au fost salariile. Eu nu pot spune acum ce au fost, cum trebuie documente de ridicat, cine nu cunosc. Apoi am convenit să continuăm discuția după ce expunem întrebările detaliat. În cadrul unei convorbiri ulterioare la telefon, Slănină a negat toate acuzațiile aduse și s-a arătat mirat de interesul echipei noastre pentru cazul pensionarului. Deci a fost prima instanță de judecată. Cred că asta a fost anul trecut, sau nu mai țin minte când. El l-a pierdut. Deci instanța de judecată nu i-a dat dreptate. După asta s-a adresat la curtea de apel, la a doua instanță de judecată. El a pierdut și acolo, nu s-a dat drept. Că acolo noi am anexat toate documentele, noi am fost invitați doar la judecată cu toate. Da. Și el acum s-a adresat la ultima instanță, Curtea Supremă de Judecată. Deci eu v-am spus absolut tot ce este. Și rămâne dumneavoastră ca să vă faceți concluzii, dar ce dumneavoastră sunteți judecător, sunteți arbitru, sunteți procuror, sunteți... Ce sunteți dumneavoastră ca să faceți parte, mie sau nu? Care este problema? Eu sunt jurnalist, eu nu fac parte nimănui. Păi să fiți jurnalist, nu-i problemă. Faceți-vă treaba de jurnalist. Asta fac. Dar nu se ocupă jurnalistul cu investigația de chestiuni juridice sau de altfel. Cum să nu se ocupe? Păi foarte... Nu știu, așa știu eu. Eu nu dau verdicte în instanță, domnul Slănină. Dumneavoastră puteți să dați, dacă aveți socotiți că puteți face, faceți. Dar în cazul de față, eu v-am spus ce prezintă domnul Moisei. Și eu bănuiesc că dumneavoastră vă cunoașteți.
Potrivit acestuia, în toate instanțele de până acum au fost prezentate toate copiile documentelor ce ar demonstra că fostul angajat nu are dreptate. Acum, compania este gata să se apere și la Curtea Supremă de Justiție.